Ședințele de plen la Consiliul Județean Timiș sunt parcă fără sfârșit. Consilierii județeni democrat-liberali fac numeroase interpelări. Aceste situații l-au enervat foarte rău pe consilierul județean Adrian Radu Pau, care consideră aceste demersuri drept pierdere de timp. Ar trebui fiecare dintre noi, atunci când venim aici, să știm despre ce discutăm sau, dacă nu, să încercăm să ne păstrăm măcar eleganța, să nu spun mai mult. 1, 2. În condiții normale, odată cu încheierea interpelărilor, ar trebui să venim cu amendamente clare pe care să le depunem și să le votăm. Încercăm fiecare să ne facem numărul, să încercăm să fim frumoși, unii avem experiență mai mare, unii avem o experiență mai mică, însă din respect unii față de ceilalți ar trebui să venim cu treburi clare și pertinente. Am discutat de două probleme aici. Discutăm de prelungirea unui contract pentru că nu avem o procedură de licitație încheiată, fapt care se produce natural. Contractul a fost semnat și dacă cei care l-au semnat, probabil l-au semnat în condiții legale, dacă nu, nu sunt eu în măsură, nu sunt nici organ de control. 2. Noi împuternicim în momentul de față să continuăm negocierea condiții legale, conform ordonanței 34. Nu știu ce este atât de greu de înțeles, că n-a spus nimeni să continuăm o negociere presumasă. Am mai participat la alte ședințe de Consiliul Local și nu am auzit atâtea explicații. Aveți o eleganță foarte mare în a da explicații de multe ori și noi avem o eleganță foarte mare în a asculta. Colegul meu a fost mai mult sau mai puțin, n-a fost foarte direct. Însă nu este normal să vin aici sau probleme care nu țin de noi și să ne îmbogățim cultura generală. Dacă vrem o poziție oficială, o putem aborda oficial, o putem face în scris. Problema gazelor de șist, dacă ne interesează atât de tare, putem să citim prin ziare. Dacă nu ne putem forma din ziare sau din mass media o părere, cerem la unul care este avizat și pertinent, cu tot respectul pentru colegii mei și pentru timpul nostru al tuturor. Consider că ar fi bine să ne analizăm în condițiile astea speech-urile și, până la urmă, nu neapărat vrem să nu fim consilieri ai tăcerii. Păi noi, până la urmă, dacă tot ce scoatem pe gură, scoatem niște prostii, tot ai tăcerii suntem. Mai bine tăcem și rămânem interesați în ceea ce am fost până acum. Vă mulțumesc pentru intervenții și vă ajutați să fim decenți unii cu ceilalți. Consilierul județean Martinescu are cele mai multe nelămuriri. Președintele Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, se vede nevoit să răspundă de fiecare dată, chiar dacă pe masa aleșilor se află proiecte de hotărâre și documentația necesară, care a fost primită cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de plen. Sigur că e mult mai simplu pentru noi ca să ținem în format electronic, dar eu cred că, până la urmă, e bine să mă abțin de comenta în dreapta și în stânga, e mai corect ca să totuși să fim serioși în ceea ce discutăm. Proiectul deșeurilor, sau mă rog, managementul deșeurilor, este un proiect care se discută de câțiva ani, care a fost întors pe toate fețele 4 ani de zile de către vechea conducere, împreună cu noi, sigur că da, nu fără noi, și acum suntem la capăt de drum. Suntem serioși și ne ducem până la capăt problemele. De asta am lăsat-o și pe doamna Matescu, ca să nu facem mișcări în a pune pe altcineva care ar trebui să citească documentații, îl ducem. Consilierii județeni din PDL au o misiune clară, să facă opoziție ori de câte ori este posibil.